O sărbătoare princiară de Teodor Mazilu. Adaptare radiofonică de Victor Parfon. Să stați aici, înălțimea voastră, de aici se vede admirabil execuția. De dimineață, de când m-am trezit, nu m-am gândit decât la asta. Unde să stați ca să vedeți cât mai bine? Ce frumos o să fie! Da, nene, și ai dreptate, o să fie foarte frumos. Cu acest prilej îl vom vedea și pe consilierul Vienei, sfeticul împăratului, mâna lui dreaptă, care are grijă de toate. Simt încă tânăr, afacerile merg binișor, rinichii nu mă încearcă, de femei n-am nevoie, e foarte bine, Nemes. Da, e foarte bine. Cred că de aici n-o să ne scape nimic. N-aș vrea să pierd un asemenea spectacol. Toată lumea, toți nobilii vorbesc de tragerea pe roate, adică de spectacolul ăsta, ca de o sărbătoare princiară, mai frumoasă ca un bal la curtea împăratului. Crezi că locul ăsta e cel mai potrivit? Și că la un spectacol, dacă n-ai un loc bun, și Sofocle ți se pare plicticos. Toate, excelență, avem o perspectivă admirabilă. Toată lumea ne invidiază că noi o să-i vedem pe condamnați drept din față, nu din profil, cum îi vor vedea alții. Nu, ai dreptate, se vede admirabil. În timp ce ei se vor chinui pe roată, vom putea bea și un vin, mai născocim și câteva cugetări adânci și orice moarte care nu e a ta e un lucru frumos. Am pregătit un vin roșu, excelență. De ce te lauzi cu slugărnicia ta ca și cum n-ai fi plătit pentru asta, câine? Loviți-mă, excelență, loviți-mă. Nu vă sfinți, excelență, nu vă temeți că din când în când mai gem. Nu luați în seamă bocetele mele. Datoria dumneavoastră e să loviți, datoria mea e să rapt. V-aș putea aduce biciu. Să vă aduc biciu, excelență. Nici nu știu de ce te-am lovit. Slugărnicia ta mă scârbește. Ești atât de puhav și atât de mort încât zadarnic te-aș lovi. Tu nici nu existi, Nemes. Ești numai un duh al răului. E scârbă de tine. Mai încercat să o salvez pe fica mea pe Apolonia. Nu știu de ce cred că e datoria mea să-mi fie scârbă de tine. Când am fost silit să plec în fața furiei obajilor, să mă încredințat nu numai averea mea, ci și demnitatea mea și onoarea fiicei mele. A fost o nebunie, excelență. De acolo, de la Viena, n-aveați cum să știți ce nebunie a fost. Da, excelență. Eu cu ochii mei bătrâni și vicleni am văzut un iobac cu o coroană pe frunte. Știu asta, Neme, știu asta. La Viena se știe totul. Ți-am spus, ai grijă de Apolonia. Ai lăsat-o să ajungă femeia unui iobac. Vreau să fiu bun, Nemes. Vreau să fiu bun, fiindcă mi-ai fost un câine credincios, fiindcă ești bătrân și slugarnic. Și de un slugarnic, chiar de un slugarnic cu un picior în groapă, te desparți nevoie. Aș vrea să te iert, Nemes. Spune-mi tu, ce să fac ca să te iert? Spune-mi tu, ce să fac ca să scap de povara asta? De ce să mă iertați? Nu mă iertați, excelență. Treaba înălțimii voastre pe această lume e să fiți necruțători și treaba mea pe această lume e să rabd necruțarea înălțimii voastre. Dragul meu câine,
singurul meu câine credincios. Nu mă-n furia. Nu fi mai ager decât îți cere slujba. De aici se vede foarte bine execuția. Ah, ce le am ajuns dacă numai moartea altora ne mai scoate din amorțeală. Nu pângăriți această sărbătoare prin biciznice mustrări de cuget. Câine, câine lup cu coadă de filozof, de ce n-ai apărat-o pe Apolonia? De ce n-ai apărat-o pe singura mea fică? De ce n-ai apărat pe singurul om viu în această lume de idioți și de morți? Toți suntem morți. Și eu sunt mort în țânțoșenia mea idioată. Nu vezi că am niște ochi de mort? Și nevastă mea e moartă în zbenguiala ei fățarnică și zadarnică. Și tu ești mort, slugă vicleană cu aer de Diogene. Și era un om viu, un singur om viu. Și acestui om i-ați făcut de petrecanie. Cine ți-a dat dreptul să-mi calci porunca? Cine ți-a dat dreptul să nu-mi asculți ruga? Spune deschis ce gândești. Spune-mi adevărul. Toți oamenii vor adevărul. În nădejdea că adevărul e o gălușcă pe care o vor înghiți cu plăcere. E obositor și zadarnic să vorbim deschis în înălțimea voastră. Dar am să vă fac atât. Înălțimea voastră mi-a dat poruncă să o înlătur pe Apolonia. Înălțimea voastră mi-a dat poruncă să nemicesc singurul om viu care mai trăia printre noi. Minți, Nemes. Vrei să pui pe umerii mei această mârșăvie? Nu ți-am dat eu poruncă? Nu eram nebun să-ți cer să-mi ucizi fica? Sigur că nu, excelența voastră. Sigur că nu mi-a spus să o ucid pe Apolonia. Cum o să spuneți dumneavoastră asemenea cuvinte infame? Un bărbat legănat de cultură și mângâiat de Platon. Dumneavoastră nu vă ocupați cu treburi murdare. Partea întunecată a sufletului o încredințați slugilor. Slugile fac treburile murdare. Stăpânii se ocupă doar de cele curate. Eu vă cunosc, înălțimea voastră. V-am ținut în brațe când erați un țânc. V-am dus la școală. V-am pregătit patul în noaptea nunții. Decât să știți că Apolonia s-a iubit un iobac fără nicio remușcare, mai bine îi voiați moartea. Aveați nevoie de o martiră să vă lăudați cu jertfa ei în fața împăratului. Uite, toate târfele de nobilițe s-au tăvălit cu iobagii, ca și cum ar fi prinsi de rang înalt. Numai fata mea n-a îndurat rușinea. Aveați nevoie de această lăudăroșenie negioabă și zadarnică pentru un surâs al împăratului. Sunteți în stare să vă ucideți și mama. Și eu v-am citit în suflet această dorință și ca o slugă credincioasă v-am îndeplinit dorința. Așa-i, Nemes. Așa-i, înălțimea voastră. Dacă erai om, nu-mi îndeplineai dorința, nemernicule, chiar dacă plăteai cu viața această împotrivire. Ce bine era dacă nu eram fățarnic. Ce bine era dacă Iuliana mă iubea. Ce bine era dacă eu eram împăratul. Am și eu nevastă și 7 copii. Nemernicia m-a împiedicat să-mi placă gânguritul țâncilor. N-aveți dreptul să mă împroșcați cu o cară. Mi-am făcut datoria și chiar vă rog să-mi dați răsplata făgăduită. Când ai 7 copilași, nu poți să fii nemernic fără răsplată. Chiar și Iuda a vândut pentru 30 de arginți. Nu-i mult, dar tot e ceva. Și lăsați rămâșcările înălțimea voastră pe seama proștilor și a fățarnicilor. Ce rost au zbatările astea? Voi chinui zadarnic. Averea nu a fost irosită, iar răsplații au fost pedepsiți. Uite, încep pregătirile înălțimea voastră. Ei se vede admirabil. Toți nobile o să crape de ciudă și o să ceară și ei să stea aici, să nu dați voie nimănui înălțimea voastră. Da, 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 dreptate, da, ha, ha. De aici se vede admirabil, admirabil se vede aici. Dimineața, dragul meu. Dimineața. Stai să te sărut. Da, da, te rog. Dar
Și eu arăt foarte tânăr astăzi. Bine că te-am sărutat pe frunte și am scăpat și de povara. Da, azi mă simt înviorat. Rinichii nu mă dor și dreptatea noastră a nobililor triumfă. Dacă tragem puțin fotoliul lângă fereastră, o să fie și mai bine. Uite așa. Nu să nu înălțimea voastră. Așa. Ai, e foarte plăcut. Tata Nemiș a încălcat soba peste măsuri, este o zăpușeală îngrozitoare. Dacă e bine că oamenii se întorc la vechile rânduieri, dar e foarte cald. Da. Tu nu găsești că e foarte cald? Admirabil! Admirabil să vedem aici! Admirabil! Admirabil să vedem aici! Admirabil! Cu ce durere am așteptat clipa asta binecuvântată! Credeam că n-am s-o mai ajung niciodată! Vlăguit pe patul de moarte dacă aș fi fost și tot m-aș fi târât să văd spectacolul. Simt că moartea acestor iobaci se strecoară în mine și se preschimbă în viață. Atât de mult i-am urât. Numai pe tine când m-ai înșelat cu franțuzul ăla molău. Numai pe tine te-am mai urât. Așa cum mă urăsc pe acești iobaci. E mult de atunci. Ce rost are? Cum ce rost are? N-are niciun rost! Dacă ai ști cât ne invidiază, fiindcă de la noi se vede atât de bine execuția. Toți ne invidiază pentru asta. Dar n-o să primim niciun musafir. Este totuși o execuție. Nu spectacol de bâlci. Varga, poate că n-ar trebui să fim răi. Poate că ar trebui să nu dorim suferința altora. Nu știu, stau așa și mă zbat și eu cu mintea mea de femeie. Ce spui, Varga? N-ar trebui să fim mai buni? Admirabil! Admirabil se vede de aici! Împăratul s-a mișcat greu, dar a dat o pedeapsă demnă de măreția lui. Ce, ești nebună? Ce? De ce ar trebui să fim mai buni? Hei, drag, am spus și eu așa. O să le sorbim moartea cum vrei tu. N-are rost să ne supărăm pentru o prostie ca asta. Am să fac cum vrei tu, dragul meu. Lasă în seama ta trăirea mea din aceste clipe. Ia sufletul meu și descurcă-te. Mie mi-e lene. Aș vrea ceva dulce. O să luăm masa după aceea. Oare ce-or fi făcut ei în timpul ăsta? La ce s-or fi gândit ei? Asta aș vrea să știu și eu. Da, nu, de fapt n-aș vrea să știu. Nici tu n-ai vrea să știi. E la ce se poate gândi omul înainte de moarte. Mai speră și el acolo într-o minune, cum am sperat și noi într-o minune, cum speră toți muritorii într-o minune. Tu ai de gând să mă ținem în cadă? Am și eu o clipă de evlavie în fața morții și vrei să mi-o strici cu pofta ta de mâncare. Cred că se spovedesc acum. Păi, dragă, între evlavia ta în fața morții și pofta mea de mâncare nu e nicio deosebire. Sigur că se spovedesc. Dar nu înțeleg de ce durează atât. Aș vrea odată să-i văd trași pe roată, să se termine odată cu povestea asta. Ce idee pedantă să-i tragă pe roată. Mai bine-i spânzura împăratul, dura mai puțin. Trasul pe roată e mult mai impunător. E un exemplu. Cum trasul nu pricep că trasul pe roată e mai impunător? Nu fi mai impunător, dar durează prea mult. Ia uite-te, par destul de liniștiți. Păi, dragă, dacă nu le e frică de moarte, spectacolul n-are niciun har. Sigur. Păi dacă stai să te gândești, e destul de îngrozitor să fii tras pe roată. Nu, nu pot să mă uit la această barbarie zadarnică. Ba, eu am să mă uit. E de datoria mea să mă uit. E datoria mea să le sorb groaza picătură cu picătură. Oh, amule, e frică. Nu vor să mă desfete cu frica lor, ticăloșii. Uite, iute! Nu le e frică de moarte, ticăloșilor! Pe mine mă obosește atâta ură. Eu cred că nu urăsc pe nimeni din pricina binecuvântatei mele trândării. Eu am să mă uit. Dar n-are niciun rost să te mânjești cu priveliștea asta. Tu ce vrei, să o așezi lângă decorațiile primite, orașele văzute și femeile cărora le-ai sucit capul? Da! Nu, drag. Eu aș vrea să dorm. Zile și nopți întregi aș vrea să dorm. Aș vrea să dorm săptămâni și luni întregi. Aș vrea să dorm. Privește și tu.
Vino fi părtașă la crimă. Uite, mi-au luat-o pe Apolonia. Privește și tu. Dragul meu, hai, ajunge. N-a fost spectacolul pe care l-am așteptat. Dar fie și așa. Răzbunarea s-a săvârșit. De aici, de la fereastra noastră, execuția s-a văzut admirabilă. Dar Apolonia nu mai există. Nimicnicia noastră nu mai poate învia. Da, ai dreptate. Apolonia nu mai există printre noi. Și acum ce facem cu această, cu această dreptate searbă de-a noastră care a triumfat? A trebuit să se săvârșească și numai cu prețul ăsta i-am înțeles zădărnicia? O să ne umple zilele această dreptate searbădă? Nu observ că și acum în ziua răzbunării cerul e tot întunecat, tu tot fățarnică? Cu ce ne-a schimbat această răzbunare împlinită? Ce soare ne-a adus această împlinire? Nu mă tulbura, dragul meu. Eu mă pregătisem să mă rog pentru sufletele răposaților și am să mă țin cu dinții de această durere și n-am să mă ocup de altele. Tu îmi baci pe gât durerile tale, mă îndopi ca pe o gâscă cu vaietele tale și mă silești și pe mine să sufăr pentru ele. Apolonia nu mai e printre noi! Mă obosești, dragul meu. Mi-ai spus asta de nu știu câte ori până acum. Să știi că silă mi-a fost întotdeauna de bărbații care bat câmpii. Decât un pisălog, mai bine un cocoșat. Oh. Uite, îți vând o taină femeiască. Știu că a murit, dar după ce în sufletul meu s-a aștenut resemnarea, de ce vrei să mă chinuiești iarăși? De ce îmi dai mereu chinurile tale? De ce mă chinuiești mereu cu suferințele tale târzii și fățarnice? Nimic n-ai înțeles din viață, nimic. Tu n-ai văzut nici soarele, nici iarba, nici trupul femeii. N-ai simțit nimic. Ai stat într-un colț și ai ronțăit ca un câine coada vanității tale besmetice. Apolonia nu mai e printre noi. Tu mereu te ascunzi într-o durere fățarnică și măreață. Apolonia nu mai e printre noi. Știu și eu că Apolonia nu mai e printre noi. Știu și eu că s-a lăfăit în brațele unui obag, iar acum se lăfăie în brațele Sfântului Gheorghe. A murit Apolonia, bine. Am aflat, am plâns, l-am blestemat pe Dumnezeu, i-am blestemat pe obagi, gata, ajunge. Ar trebui să te duci să te schimbi. Consilierul Vienei o să ne onoreze cu prezența domniei sale. Dar cine știe ce jmecherii mai pui la cale? Tu ești în stare să mă arunci în brațele lui? Nu te înfuria, lasă că n-am spus că asta e o nenorocire. Odată ajuns în brațele slăbănoage ale consilierului, mă descurc eu. Să vedem cum se descurcă el. Stai, nu ridica spre mine privirea asta de bou inteligent, de vită, care își ridică ochii spre soare. Știu că e o glumă proastă. Ce te zbați atâta, drag? O glumă proastă e o glumă proastă. Moartea unui om e moartea unui om. Moartea unui copac e moartea unui copac. Un adulter este un adulter. Nimic, nimic nu-i mai mult decât ceea ce este. Așa este. Mai departe de înțelegerea asta, nici profeții n-au ajuns. Poți să fii încântat că ți-a pus coarnă inteligența dintre cele mai strălucite, măcar tu știi că ai fost înșelat de o femeie care a înțeles armonia universului. Mă gândesc că excelența sa o să mă întrebe de Apolonia. El o să mă întrebe și o să-i răspund că ea n-a putut suporta rușinea și s-a sinucis. Cred că o să am atunci un sentiment de justificată mândrie paternă. Excelența sa o să fie foarte plăcut impresionată de această întâmplare și de suferința noastră demnă. Nu? Păi, excelența sa o să fie încântată
că în sfârșit s-a găsit o nobilă care nu s-a purtat ca o târfă. Nu? Excelența sa o să spună câteva fraze de condoleanțe pe care i le-a pregătit secretarul încă de la Viena. O să lase să-i curgă pe obrazul stafidit o lacrimă pioasă, singura lacrimă pe care o are și pe care o folosește în toate împrejurările. Pe urmă o să ne împărpăteze și pe urmă și pe... o să trecem la masă. Nu țipa! Nu țipa ca o capră fățarnică! Da! Așa o să fie! Pe urmă o să trecem la masă! Ah, păi tu de fapt te bucuri, dragul meu câine. Stai, nu te supăra că-ți spun câine. Nu veni cu demnitatea asta idiotă care mă scoate întotdeauna din sărite. Ți-am spus câine, nu din trufie sau din mânie. Ți-am spus câine din dorința de a fi cât mai exact. Ai văzut, sper, în purtarea mea chiar și o tresărire de duioșie. Negioaba și zadarnică ticăloșia oamenilor mi-a stârnit întotdeauna milă. Ce lipsit de bucurii trebuie să fie un om ca să se înhaite la meseria plicticoasă de ticălos. Ai, pe mine să știi că nu m-am fascinat niciodată bărbații ticăloși, mândri de ticăloșia lor ca de un cal de rasă. Pe mine m-au lăsat întotdeauna rece privirile diavolești. Sărmani învingători, cum își strâng ei curelele ca să-și cumpere o cunună de lauri pe care n-o vede nimeni. Sărmanii cuceritori de femei care cuceresc toate femeile și mor fără să știe ce este femeia. Deci, dragul meu câine, nu face scene de gelozie, că dacă faci scene de gelozie, mă duc să fac o baie. Da. Tu, din vanitatea ta copilărească, ai omorât-o pe Apolonia. Ca să-ți rotunjești viața, ca să poți să-i spui excelenței sale: fiica mea n-a suportat dezonoarea. Numai pentru această frază ai făcut-o, pentru nimic altceva. Poate omul să fie atât de ticălos? Poate omul să curme viața altuia numai dintr-o nevoie atât de meschină? Poate omul poate să fie oricât de ticălos. Tu aveai nevoie de o aureolă. Era jucăria care îți lipsea. Ce nu-mi place mie la tine e că nu ești călos până la capăt. Am obosit. Gata, iar am obosit. Vroiam ca totul să se rotunjească, să se împlinească. Jertfa Apoloniei ar fi adus lumină în toată existența noastră. Omul tinde spre armonie și taie toate florile care nu încap în planul armoniei sale. Cu orice preț, numai armonie să fie, chiar cu prețul sângelui. Să piară durerea de rinichi, să piară răzvrătiții, s-o văd pe Apolonia în chip de fecioară martiră și pe împărat zâmbind-o. E bine. De fapt, e foarte. Bucurați-vă, bucurați-vă și nu veseliți-vă! A venit Apolonia! Apolonia? N-a murit? A venit Apolonia? Apolonia trăiește? Apolonia trăiește! Ce mare bucurie! E, dragul meu, vezi ce fățarnic ești! Ce stânjenit ești când vrei să te bucuri de ceva. Îmi vine să râd de bucuria ta. De ce te prefaci? Nu știi foarte bine că această veste te-a întristat. Nu. Hai, desigur că da, hai, nu-ți mai lua aerul ăsta de oaie șignită. Iarăși o întâmplare care ți-a dat de râpă socoterile tale, mulțumirile tale. Ți-e groază că excelența sa nu o să-ți mai strângă mâna cu căldură. De asta ți-e groază. Restul n-are nicio importanță. Să nu cumva să pierzi zâmbetul împăratului. Apolonie există. Apolonie trăiește. Și excelența sa nu o să mai mă bată protector pe umăr. Nu o să mai îmi spună: dragă Varga, sunt alături de tine în această nenorocire care a spălat rușinea tuturora. Nu o să mai se plimbe cu mine pe aleile parcului și împăratul nu o să mai îmi surâde. Da, e adevărat. Voi pierde toate astea. Da, e adevărat, dragul meu. Eu mă obișnuisem atât de mult cu gândul morții fetei mele,
încât această veste frumoasă mai mult mă întristează decât mă bucur. Păi, vezi? E așa de greu ca după ce am plâns odată să mă apuc acum să râd cu gura până la ureche. Este cu desăvârșire ridicol. E de-abia mă obișnuisem cu ideea că singura mea fică s-a prăpădit. Și iată că singura mea fică ține să mă contrazic. Odată ce am plâns pentru un om, odată ce mi-am adus tributul suferinței, un asemenea om e mort cu adevărat pentru mine. Și apoi e și chestii de obișnuință, dragul meu, Varga. Acum să o luăm iarăși de la capăt? Obișnuința e a doua natură. M-am obișnuit cu ideea morții scumpei noastre copile. Eu n-am de gând să-mi schimb destinul meu îngrozitor de mamă nefericită. Nu că mi-ar sta bine negru, dar m-am obișnuit. Pur și simplu m-am obișnuit. Chiar dacă ar veni aici și ar țopăi, ar striga, ar cânta, eu n-aș crede că ea există. Și tu, tu pierzi fraza aceea, fraza excelenței și surâsul împăratului. Da. Mă gândesc că poate ar fi bine ca Polonia să trăiască, chiar dacă noi ne-am obișnuit cu această suferință și ne-am făcut din această suferință tot felul de planuri, de... Sigur că ar fi fost plăcut să știi că fiica ta e o martiră. Altfel te plimbi pe stradă, alt gust are vinul, cu alți ochi privești lumea, nu? A fi tatăl unei martire e o situație plăcută în societate. Da. După atâtea injurii care s-au abătut asupra noastră, moartea Polonii ne refăcea grandoară. Da, era o afacere foarte bună. Și? Toată povestea asta cu reîntoarcerea ei este un lucru de prost gust. Tocmai acum, când gustam durerea și îmi plăcea așa de mult să sufăr în tăcere, dar este o nedreptate. Mă apucă groaza când văd că se prăbușește edificiul măreț pe care l-am ridicat. Vizita excelenței nu mai are niciun haz. El venise să ne consoleze, venise să ne aducă compasiunea și considerația împăratului. Păi îți dai seama în ce situație jalnică o să-l punem când o să-i spun că Apolonia trăiește? Ar însemna că bietul om a făcut drumul degeaba. Vii tocmai de la Viera pe vremea asta furisită și nesigură ca să mângâi pe cineva și vezi că ăla nu mai are nevoie de mângâierea ta. E cum poți să-i aduc o asemenea șignire? Nu. Nu pot să-i spun Apolonia trăiește înălțimea voastră. Nu pot să-i spun așa ceva, chiar dacă m-ar tăia în bucățele. Stai bună! Cum o să-i spui excelenței că Apolonia trăiește? Păi vezi? Dar cine este excelența sa ca să poți să-l târâi pe drumuri zadarnic? Cum o să-i spui excelenței sale neghiobia asta că Apolonia trăiește? Împăratul are nevoie de un exemplu. Are nevoie de o fică de nobil care nu s-a purtat ca o târfă. Oricum acest exemplu va fi dat. Și dacă nu-l vom da noi, îl vor da alții. Alegerea împăratului căzuse asupra noastră și trebuie să fim demni de această înaltă favoare. Gata, gata, nu mai schimbăm nimic. Apolonia rămâne martiră. E încă foarte tânără. Poate vrea să trăiască. Ai, dragă, de la urma urmei, ce e un om, dragul meu? Iartă-mă că filozofez într-o clipă ca asta. Câteva dorințe, câteva aspirații fățarnice, câteva plăceri meschine, o veșnică frică de moarte, câteva tabieturi și asta-i tot. Păi sigur că vrea să trăiască. Ei, dar cine nu vrea să trăiască? Ei. Dar la drept vorbind, de ce o fi ținând ea așa de aplic să trăiască? Să mai sucească capul altor bărbați? Să sucească capul unor bărbați care până la urmă o vor disprețui? Ha. De ce să trăiască? Hai, spune, Varga, că să cunoască minciuna? Da. Prostia și speranța? Spune tu, Varga, de ce să trăiască, măi? Ce rost are să trăiască? De ce să ne strici ea toată liniștea? De ce? Mă apucă groaza. Mă apucă groaza la gândul că aș putea pierde zâmbetul împăratului. Decât să pierd zâmbetul împăratului, mai ușor mi-aș pierde viața. Ce credeam noi despre Apolonia? Că n-a putut rezista rușinii îngrozitoare de a fi nevasta unui iopag și s-a sinucis. Ne-a durut și ne-a îmbucurat în același timp. Uite că Nemeș ne-a mințit. Uite că nu e atât de ticălos pe cât speram. Uite că m-a mințit cu frazele lui grozave. Uite că nu era câinele de care aveam nevoie. A fost un câine fățat. Lasă înălțimile abstracte într-o vreme ca asta. Se apropie vizita excelenței și trebuie să hotărâm ce facem cu Apolonia.
Să renunț la aerul meu de mamă nefericită, căreia destinul i-a răpit singura odraslă? Oh, Nemeș, ticălos fățarnic! Și mi-a spus că citise în sufletul meu și că se grăbise să îndeplinească fără poruncă hotărârea sufletului meu. Nu, dragă, știi că n-ai dreptate să-l ponegrești pe bietul Nemeș. Nu, nu, să știi că de întunericul din sufletul lui eu nu m-am îndoit niciodată. Și oricât de ticălos ar fi un om, tot mai are ceva de învățat de la Nemeș. A fost o neghiobie, a fost o prostie. Și iată că Apolonia există. Poate că ar trebui să ne bucurăm. Tu ce crezi? Nu știu, poate că ar trebui să ne bucurăm. Poate că ar trebui să o strângem în brațe și să dăm o petrecere în cinstea ei. Dacă ar trebui să ne bucurăm. Tare mi-e teamă că așa se cade, să ne bucurăm. Tare mi-e teamă că o să ne bucurăm și o să se ducă dracului vizita excelenței sale. Nu, nu, nu să ne bucurăm. Nu, de ce să ne bucurăm? Am stabilit odată pentru totdeauna. Am stabilit că fiica noastră e martiră. Martiră rămâne. Da. Eu vreau să fiu tatăl unei martire. Și eu vreau să fiu mama unei martire. E atunci să... Atunci, lașule! De ce? Lașule, slab și nemernic. Nici o povară nu pot suporta umerii bicisnici. Atunci. Nu știi ce urmează? Vrei să-mi dai mie povara acestei crime? Vrei să mă lași pe mine să gândesc? Eu să gândesc crima, Nemeș să o înfăptuiască și tu să profiți de ea. Stai pe scaun, stai, nu te mișca că mă înfurii. De fapt, așa e și firesc. Eu să gândesc crima, că cine să o gândească dacă nu eu? Nemeș să o înfăptuiască, fiindcă asta e meseria lui. Iar de profita cine vrei să profite? Tu, capul familiei. Tu, vargă. Ce-ți fă, Iuliana? Poate totuși nu facem cruzime asta. Poate totuși Apolonia o să ne sară de gât și o să ne bucurăm. Poate că totuși ar fi mai bine să ne bucurăm. Am eu așa o presimțire. Mai bine să ne bucurăm. Bine, Deac, dacă crezi că e mai bine să ne bucurăm, ne bucurăm. Bucură-te. Hai, eu am să mă uit la bucuria ta și am să capăt putere și am să mă bucur. Și eu la rândul meu. Oh, uite ce înfățișare de mort ai. Sigur că tu ai vrea să te bucuri, că nu ești chiar o fiară, dar nu se mai poate. De mult nu se mai poate. Sigur că era bine să ne bucurăm că Apolonia trăiește. Sigur că era bine ca noi să ne iubim și să ne înțelegem. Sigur că era bine, dar vezi tu, nu se poate. Moartea Apoloniei ne-a ridicat în ochii tuturora și cum o să renunțăm noi la moartea Apoloniei? Moartea Apoloniei este un bun al nostru. E o moșia noastră, nu o să o vindem nimănui. Atunci Apolonia nu există. Nemeș a mințit. Ce slab ești. Cu slăbiciunea asta puteai să te faci popă și să arăți oamenilor calea spre Dumnezeu. Ba da, Apolonia există. Apolonia există, dar nu va mai exista. Pot oamenii să fie atât de nemernici? Pot ucide un semen de-al lor pentru bucurii atât de meschine? Pot. Sigur că pot. Singura mea durere e că ticăloșia mea nu-i întreagă. Numai o ticăloșie întreagă îți aduce liniștea. Să nu mai fie nicio lumină, niciun fir de lumină. Întuneric. Numai întuneric. Să nu mai fie nicio dâră de lumină, să nu mai fie nicio întrebare care să mă chinuie. Dacă n-ai o ticăloșie desăvârșită, nu te poți bucura de ea. Ajunge o dâră de lumină ca să distrugă toată prada întunericului. Decât un ticălos pe jumătate, mai bine un om de treabă. Nu. Poate că e mai bine să o primim cu brațele deschise pe Apolonia. Știu că e idiot ce spun, dar gândul ăsta mi se pare mai curat. S-o strângem la piept pe Apolonia, ca doi părinți cum se cade și gata. Nu, e prea târziu pentru asta. S-o ucidem pe Apolonia? Ah, ar fi prea odios. Ascultă, dragul meu.
Ai fi tu în stare să renunți la zâmbetul împăratului de dragul Apoloniei? Nu. E cum pot să fiu în halul ăsta de nemernic? Extraordinar. Parcă zâmbetul împăratului sau strângerea de mâna consilierului ar însemna soarele existenței. Nu înseamnă nimic. Sunt convins că nu înseamnă nimic. Dar numai gândul că împăratul și-al retrage zâmbetul, că nu mai m-ar întreba ce mai fac drăgălașii mei de rinichi, mă grozește. Omul se confundă cu propria lui eroare. Și a renunța la eroare e ca și cum ai renunța la viață. Să o ucidem pe Apolonia. Ar fi odios. Nu știu dacă ar fi odios. Dar de ce să o ucidem? Păi... Apolonia să-și dea singură seama de greșeală, să-și ceară iertare, să nu mai rabde rușina, să simtă nevoia de a muri. Oh, no. Da, și noi? Noi să nu ne împotrivim. No. Ea trebuie să ne fie recunoscătoare și nouă și împăratului. Să fie fericită că i-am salvat onoarea, no. Să moară strigând, trăiască împăratul. No, no, îmi cer prea multe. După ce moare să mai strige și trăiască împăratul. Dar nu m-am gândit și la asta. E și în interesul Apoloniei să strige, trăiască împăratul. Spiritul de sacrificiu face moartea mai plăcută. Nu. No. Ce te holbezi așa la mine? Îți admir necruțarea. O admir ca pe un apus de soare în munți. Dacă aș fi avut necruțarea ta, aș fi ajuns stăpânul lumii. Ce frumoasă ești, iubito. Iubito, ești cu adevărat un zid de piatră. Cine se lovește de tine? Se sfarmă! Nu-i vreme de iubire. Există timp pentru iubit, timp pentru urât, timp pentru iertare, timp pentru necruțare. Acum e timpul necruțării. Ea trebuie să cerșească moartea și noi să-i dăruim moartea ca un semn al bunătății noastre. Totuși, dacă mă gândesc bine, nu știu exact de ce vrem noi ca Apolonia să moară. Nici eu nu știu exact. Dar după ce vom săvârși fără de legea, da? Ei, se va face lumină. Așa de târziu? Ei, dacă lumina n-ar veni târziu, întunericul nu și-ar săvârși menirea. Ah. E, asta e soarta luminii, să vină la spartul târgului, când nu mai e nimic de făcut. Mama! Tata! Să nu te înșele căldura vocii mele. Totdeauna primele cuvinte le rostesc cu duioșie. Este o simplă obișnuință care nu înseamnă nimic. Nu, nu ți-arunca privirea spre taică tu, că nici de la el nu va veni îndurare. Nici de la mine nu va veni îndurare. Să știi că nicăieri nu vei găsi îndurare. Mama, 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 eu... Dragostea mea de mamă nu este vrășmașa necruțării mele. Ești pregătită să asculți adevăruri înfricoșătoare? Nu. Nu sunt pregătită. Cu atât mai rău. Mi-e greu să te aștept. Timpul necruțării e foarte scurt. Vine îndată timpul milei și căinței, așa că trebuie să ne grăbim. Unde iubirea? Unde iubirea? Unde iubirea? Mi-e milă, Iuliana. Iartă-mă, da. Mi-e milă. Milă o faci. Dai o pildă urâtă. Ei, părinții trebuie să se arate uniți în fața copiilor. Oh, n-ai decât să plângi. Ție ți-e milă și de Apolonia? Și ți-e frică și de mine? Da, e, da. Tu hotărăște-te. Dacă ți-e milă de Apolonia, luptă-te cu mine. De fapt, eu pentru tine sunt necruțătoare, nenorocitule. Oh. Eu n-am nevoie de zâmbetul împăratului. Eu am fost amanta împăratului. Oh. Eu am fost amanta împăratului și am avut de la el mai mult decât zâmbetul bleg și distrat pe care îl cerșești tu de ani de zile. Iartă-mă, iartă-mă, Iulian. Iartă-mă, Apolonia, dar sunt silită să rostesc cu voce patetică câteva adevăruri mărețe. Da. Înainte de a scoate sabia, călău născocește câteva cuvinte mărețe care se ridică în cer, în timp ce capul victimei se prăbușește la pământ.
Nu se poate omorâ fără cuvinte mărețe. Păi nu se poate. Observația ta la adresa călăilor este adevărată. Nu ți-am negat niciodată inteligența. Călăii au prostul obicei de a zvârli condamnaților cuvinte mărețe, dar e greu să scapi de acest obicei. Eu am vrut să scap, crede-mă, n-am reușit. Nu știu cum dracu se face. Totdeauna când vrei să trimiți un om pe lumea ilaltă, îți vin în cap numai cuvinte mărețe. Destin, adevăr, ideal, iubire, chiar. Iată și cuvintele mărețe pe care vreau să le rostesc. Aș fi preferat să te știu martira unei cauze drepte decât supraviețuitoarea propriei lașități. Frumoase cuvinte. Când aud asemenea cuvinte mărețe, uit de durerea rinichilor, am senzația că zbor. Foarte frumoase cuvinte. Te purta ca la bâlci, copil răzgâiat ce ești. Frumoase cuvinte. Dacă ți s-ar cere să mori tu cu vorbele astea în brațe, ar mai fi ele așa de frumoase, mă dezguști. Mă simt mai bine lângă zidul ăsta decât lângă voi. E un zid bun și cald. E un zid mai cald decât celelalte ziduri. Toate zidurile sunt reci, numai zidul ăsta are căldura unui om. Ar putea dacă l-aș îmbrățișa, dacă l-aș mângâia, dacă l-aș încălzi, să se preschimbe într-un om. De ce vă mirați? Când sunt atâția oameni care s-au preschimbat în ziduri, de ce nu s-ar preschimba și un zid într-un om? Copila mea, tu păstrează-ți liniștea în acest ceas de cumpănă. Ce ciudată căldură răspândește zidul rece de piatră. Mă simt foarte bine aici. Aici am să rămân o viață întreagă. Noi vrem să facem din tine o ființă superioară, care recunoaște gravitatea faptelor, înțelege oamenii și istoria. Trebuie să înțelegi că fiind nevasta unui iobag, ai adus dezonoare întregii noastre familii. Înțeleg. Dar nu înțelegi. Aș vrea să înțelegi mai adânc. Noi vrem ca din adâncul inimii să-ți fie rușine de ce ai făcut. Noi vrem să gemi de durere și pocăință. Nu simt nici durere, nici pocăință. De ce vreți să-mi dați pe umeri o măreție care mi-e străină? Noi îți arătăm calea datoriei. Calea datoriei? E tot una cu calea morții? Da, da, uneori cele două drumuri se întâlnesc. Nu vă e de ajuns sacrificiul meu? Vreți să și cred în rațiunea morții mele? Păi da, asta vrem. Ce rost ar avea un sacrificiu lipsit de flacăra credinței? Ai, ce călăi credențioși mai sunteți! Nu s-ar putea să-mi dau pur și simplu duhul fără să strigi trăiască împăratul? Nu, dacă nu strigi trăiască împăratul, n-are niciun rost. Noi n-avem nevoie de o victimă, ci de o martiră. Eu mă simt victimă. De asta e greșeala ta? Îi răpești morții frumusețea. Nu mă gândesc la frumusețea morții. Nu e vorba de o moarte obișnuită. Tu ești un exemplu. Un exemplu al mândriei aristocratice. Un exemplu al castității nobilimii. Nu vreau să fiu un exemplu. Cine are nevoie de un asemenea exemplu? Cine câștigă din moartea mea? Noi! Familia! Împăratul! Societatea! Și în cele din urmă, istoria! 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 Istoria nu există pentru o biată femeie ca mine! Istoria n-ajunge până la mine! Eu vreau să trăiesc! Eu vreau să trăiesc! Vreau să trăiesc și să cânt! Eu vreau să trăiesc și să dansez! N-auziți? Eu vreau să trăiesc! N-auziți? Vreau să trăiesc! Din pricina istoriei, bietul om nu mai are timp să trăiască! Toate bazaconiile astea mărețe îi suc sângele picătură cu picătură! Ziduri reci ale morții! Astea sunteți! Zidul meu e mai bun și mai blând decât voi. E un zid foarte cald. Draga Apolonia, trebuie să ne ceri tu îngăduința de a-ți pune capăt zilelor. E sigur. E, tu trebuie să ai această conștiință. Tu trebuie să fii măreață și noi mai mărginiți. Dar nu atâta de mărginiți încât să te oprim din calea măreției tale. Ha. Călăi leneși mai sunteți. Victima să facă totul. Victima să aibă mustrări de conștiință. Victima să-și sape mormântul. Victima să strige trăiască împăratul. Dar voi, voi călăilor, voi ce faceți?
mâncați pâinea de pomană. No, bă, nici tu nu ești victimă, nici noi nu suntem călăi. Tu ești o martiră, iar noi, părinții tăi, nefericiți. Măcar aveți, dragii mei, o travă mai puternică. Ei, na, dar cine cer nouă? Datoria unei martire să-și procure singură o travă. E, și tu, Apolonia, ai avut-o tot timpul la tine, în inelul pe care văd că-l mai porți. Bine, da, eu am vrut să trăiesc. Eu vreau să trăiesc. Un om în zidul ăsta de piatră se ascunde un om. Dacă ar exista un om pe lumea asta, un singur. Dar nu există niciun om. Ură. Numai ură există. Am să fac eu un om din acest zid de piatră. Am să-i fac nas și ochi și gură. Un om. Dacă ar exista un singur om pe lumea asta, dacă nu. Ticăloasa a murit fără să strige trăiască împăratul. Iertați-mă, înălțimea voastră. Acum ce mai vrei? Am uitat să vă spun că a sosit o scrisoare. O scrisoare? Ce fel de scrisoare, nemernicule? Iuliana, ei. Iuliana, te rog, citește tu. Excelența sa ne roagă să-l scuzăm că nu poate să ne facă vizita făgăduită. Împrejurări noi și dintre cele mai grele îl împiedică să părăsească Viena. Ne roagă să-l scuzăm. Ne roagă să-l scuzăm. Ne roagă foarte mult să-l scuzăm. Și mai care pregătise totul pentru el. Și vinul și mâncărul alese. Și farmecele tale și jertfa Apoloniei. Excelența sa, ne roagă să-l scuzăm. O să-l scuzăm. Are omul alte treburi. Nu fi supărat. Haide, dragul meu, te simt, uite, din nou apropiat. Acum când crima s-a săvârșit, putem să și plângem. Apolonia, Apolonia! Apolonia nu mai există. Poate că ar fi trebuit să existe. Apolonia! Apolonia! Ați ascultat O sărbătoare prin ciară de Teodor Mazilu, adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Varga, George Constantin; Iuliana, Gina Patrichi; Nemeș, Vasile Nițulescu; Apolonia, Mariana Buruiană; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Cristian Munteanu.